Gheorghe Scutare are 72 de ani și este băștinaș din satul Fetești, raionul Iedineț, o localitate de o frumusețe copleșitoare. Și-a construit casa chiar la poalele Țiglei, unul dintre cele mai frumoase monumente naturale de acolo. Este un adevărat patriot și spune că pentru el este o mândrie să trăiască atât de aproape de mica Elveție. Așa au denumit turiștii rezervația naturală din Fetești, datorită peisajelor inedite pe care le poți admira aici. Locul este încă de la bunei, străbunei mei. Ei și-au ținut timpurile și ele când ținea partea asta și partea. Și eu am fost un singur masiv. Și atunci părinții mei au ținut, spunem că nu le ajungea acasă câți ari de pământ avea și țineau ca împlinitură aici. Și ne-a plăcut. Tare mare plăcere am avut de stâncile este. Am spus că am să vin aici și tata meu. Ei, drept timp, astăzi nu mai este de mult în viață, dar pe timpurile și ele, el m-a ajutat. Hadim, îmi scoate piatră și mă duce aici. Tata s-a dus la păduri, de la Arhanghelsk, de unde a adus lemn pentru mine. Hadim să facem lampașii, casa e făcută din lampași. Și am făcut lampașii, lemnul ne l-a adus, piatra am adus-o noi și am căutat numai bani. Eu lucram. Uitați-vă, și păduri, brazii ăștia este. Din coașe la mine, iar este stânc în partea asta. Dacă chiar așa seara ies o lecuță, mă duc aici sau mă duc dincolo, la braz, la un aer curat. Soție scodinești în casă. E hodinești în casă. Eu, asta la mine e lege, timp de 6 luni de zile, eu dorm începând cu 1 mai și terminând cu 1 noiembrie, eu dorm ca afară aici. Aici, aici este locul meu care eu hodinesc aici. Așa că șede, cum să spun, bateria e asta care, telefonul stă și telefonul, din coș și eu am închis ușa și foarte și foarte mare plăcere am ca să dorm afară. Asta e aer curat în timpul de față, că cu aia asta mă învălesc. Da, dacă se mai recurește luna lui octombrie, am o ideal mai gros care pun peste mine și totuși. Cauza e și ei că eu, de mic copil, n-am dormit în casă. La părinții mei chiar, avem atunci 11 sau 12 anișori, eu tot afară. La tata așa avea sub niște fân și eu dormeam în fânul și ala. Avem o mare plăcere ca să dorm. Era aștern, nu? Și dormeam acolo, sub, tot așa, sub perete, dormeam afară. La care mi-au apărut dorința asta și la mine acasă tot aceea fac. Nu mă duc. Până la anul nou nu mă duc. Nicum, îmi place și în casă, dar nu mă duc. Moș Gheorghe locuiește împreună cu soția sa de 70 de ani, Maria Scutari. Ca orice gospodină, trebăluia prin curte. Spăla câteva mere. A ținut să ne servească și pe noi. Acestea, spune ea, sunt merele preferate a copiilor ei, care vin rar pe acasă ca să poată gusta din ele. Ca și mulți alți tineri, cu ani în urmă au plecat în străinătate, s-au stabilit acolo, iar în Moldova mai vin doar uneori pentru a-și vizita părinții. Cum e viața aici în Fetești? E bine. Numai să ne lungească Dumnezeu zile, dar de gine. Dacă aici suntem născuți, aici am crescut, mulțumim lui Dumnezeu, e gine de trăit. Pensenii cam mățite, că am lucrat o mulțime de ani, la 30 de ani, și prinesc 1200 de râsul găienilor. Da, am noroc de dâns că îl prinește mai mult și să facem așa. Vă este doar de copiii dumneavoastră? Da, cum, dar... De ce credeți că pleacă tineretul din Fetești? Nu pot crede. Deci fata lucra ca soră medicală la policlinic și prin ea pe timp și-a la 700 sau 800 de lei. Ce-ți faci cu 800 de lei? Și s-a dus întâi bărbat, s-a dus și apoi chemat-o și pe dânsa și s-a dus. Și a rămas ea că are de-am pe 20-lea an, are 19 ani împlinesc de când e acolo. Și o văz că e mie acolo de trăit și
Cine știe, ori mai vine acasă, ori nu ori vine. Și băiet tot așa. Moș Gheorghe spune că s-ar bucura dacă copiii s-ar întoarce acasă. Deși nu-i ușor deloc să trăiești în Moldova, el s-a obișnuit deja, căci ușor n-a fost niciodată. La noi aici, când noi ne-am construit și o bucată de vreme, tare greu ne-a fost din partea apei. Tare greu ne-a fost. Am mult slavă Domnului. Aici, la noi, apa, e la mare adâncime, o găsim, că e stâncile, tot e piatră, știți? Și la mare adâncime. Eu ne aduc aminte, eram un copilaș, dar fiindcă avem moș, pișa care s-au construit înaintea mea cu 10 ani, știu cum s-a făcut fântâna asta, care se găsește în timpul de față, la 200 de metri. Pe urmă, greutățile astea, ca în fiecare zi plouă, ninge, cum ne ducem acolo la apă cu căldări. Am făcut fântână, am adus... Și am făcut ea că avem apă, nu m-am deschis robinetul și vine. În primul rând, eu am, care mă folosesc, totuși e făcută la 33 de metri dâncime aici, în o gradă. Nu țin minte eu exact, dar mulți bani am achitat. Mulți bani, pentru că noi am sfredelit aici. Am adus mecanisme speciale care au sfredelit. Am instalat motoraș în fântână și mulțumim lui Dumnezeu. Nu numai că și-a săpat o fântână în ogradă, dar a sădit și un pom, ba chiar mai mulți. Nu neapărat pentru că așa fac oamenii gospodari, ci pentru că a trecut prin greutăți și știe, viața poate fi imprevizibilă. Câți bani ați dat lemnele astea? Nu știu mai este, mai am încă. 7.000. 7.000. Este cu tot cu disticat, pentru că nu eu le-am disticat. Nu eu le-am tăiat, care ni le-au tăiat, ni le-au disticat. Asta sunt la 9.000. La lemnele curate, da, două pensii de ale mele le-am dat pe lemne. Eu am iubit tare mult pădure. Chiar o bucată de vreme am lucrat pe la pădure, dar în schimb ne-am pus acasă. Ne-am pus pădure. Nu copaci fructiferi, dar am pus păduri, copaci sălbatici am pus, pentru foc. Până când, dacă mai este posibilitate de cumpărat, mai cumpăr. Dar dacă n-ar fi, eu am de unde lua lemn. Dar eu găsesc că am o rezervă cel puțin 3 ani de zile. Sunt fericiți și prețuiesc fiecare clipă trăită împreună. Bătrânețele, spune Moș Gheorghe, sunt mai ușoare atunci când ai alături persoana pe care o iubești. Ce apreciați cel mai mult la soția dumneavoastră? Care sunt plusurile? E o femeie care mă ajută, care caută de gospodărie, care la timp pregătește medicamentele, da. Cel mai mult. Am sahăr, diabet, și așa că toată nedejdea e la dâns. Ai luat tabletele? Eu mai uit, dar mă întreabă, ai întrebânțat, ați luat tabletele? Nu am luat. Mă șunea adânile și mi le duci. Ei cu medicamentele astea, sau ei se uită, adică e că trebuie să-ți scrii, să ne ducem la, cum la ambulatoriu, ca să ne scrie recete, să ne ducem la Eden sau aici și să cumpărăm tabletele care, că întrebânțesc foarte multe medicamente. Eu întrebânțesc foarte mult. Întrebânțesc și din partea la inimă, și tensiune, și din partea la diabet. Sahărul ăsta este o boală care e necruțătoare. 3.000 am luat, m-am dus la farmacie, medicul de familie mi-a scris și să iau. Dacă o singură, cum se spune, injecție, costă 83 sau 86 de lei, o singură. Dar dacă pun 15, închipuiți-vă că asta e 1200 sau 1000. În afară de celelalte, astea numai 15 injecții care le pune un curs de lecuire. Și dumneavoastră ce pensie aveți? Am pensie bună eu. Am 4.400. Moș Gheorghe are o pensie bună pentru că întreaga viață a muncit în cariera din localitate. El era cel datorită căruia se auzeau exploziile. Deși îi plăcea ceea ce face, spune cu durere în suflet că anume acolo și-a pierdut sănătatea. Dintre toți colegii lui, 4 la număr, doar el mai este în viață.
Vă spun un lucru poate neplăcut să vă spun, dar am să-l spun. Noi am muncit patru băieți care ne știm, niște băieți voinișteți, niște băieți, ai, n-am ce vorbi eu. Și din patru băieți, doi au fost mai mari o leac ca mine, unul a fost mai mic, cumnatul meu. Am rămas numai eu. Ei nu, din ce cauza asta? A fost un lucru periculos, un lucru otrăvitor, materialele și ele explozibile, acelea sunt otrăvitoare, nu să, să zicem că e foarte și am, eu sunt încă care am rămas în viață, dar restul nu sunt. Erau băieți voinici care nici nu nu pot închipui și băieți au fost. A ținut neapărat să ne arate cariera, un loc pitoresc ce astăzi inspiră zeci de fotografi. Aici au loc fotosesii pentru miri și, chiar mai mult, aici s-a petrecut și balul de absolvire a elevilor de la gimnaziul din localitate. Moș Gheorghe însă spune că locurile aici au fost și mai frumoase, așa cum erau ele de la natură, iar ceea ce vedem noi astăzi este rezultatul indiferenței și nechipzuinții șefilor săi. Aici este, a fost așa o stâng, taman ca țiclă, numai că mai ca țiclăul, eu așa vorbesc, ca țiclăul, numai el a fost mai micuț o lecuț, dar a fost așa, așa taman care, așa la se numea țiclău, dar aici se numea țiclăuaș, la țiclăuaș. Așa se numea, că era mai mic o leac, așa că numai ca jumătate de șeală. Eu, cum să spun, poate am făcut păcate înaintea lui Dumnezeu, dar eu l-am distrus. Eu am făcut aici explozii care am distrus. Țiclăuaș ăla. Eu mă spuneam ce îmi spuneau șefii, unii îi pregăteau și făceau sfredileu. Eu nu aveam nimic cu asta, eu mă dușeam numai și încărcam ceea ce ei au pregătit și făceam un zdrâv. Atâta era. Nu a fost una sau două. Aici au fost multe explozii. Multe, 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 multe au fost. Eu am început lucru în 69. În 69 am început lucru. Pe urmă s-au mai modernizat. Toate exploziile astea le făceam de la curent electric. Dar prima dată, atunci trebuie, erau exploziile făcute așa cum înțeleg eu, că eu să vă spun, cu șnururi care dăm foc. Aha, și... Dăm foc și era foarte periculos, că noi nu dăm foc numai la unul, dar poate la 200-300 dăm odată foc. Și fiecare trebuie să dăm foc și fiecare trebuie să fie măsurate și la făcute că șnurul și ala cum noi spunem... cum noi îl numim, agneprovodnă șnur, timp de 3 minute arde. În 3 minute noi trebuie să dovedim toate, dar dacă nu dovedei, trebuie să leși și fugi, că știi că de urmă te aștepta buhnituri. Și ați fugit de multe ori? De toate ori le-am fugit. De câte am avut, toate am fugit. Că, și unde vă ascundeați? Avem așa o budcă de șer. Unii ne vârăm, dar dacă nu ne vârăm, în carieră mai erau, ia ca așa, ei și-au fost, peste loc, erau excavatoare. Și noi ne vârăm sub excavatorii sau chiar în căușul la excavator. Căușul era gros, așa de o palmă, și noi ne ascundem în căuș. N-avea căușul, ușul, n-avea nimic, dar ne punem așa întrânsul și așa ne era profesia. Așa. Am avut multe cazuri când n-am socotit câte au fost... Și Dumnezeu ne-a aparat, poate explozia ne-a prins. Pe noi nu dovedisem să ieși de acolo din carieră și explozia ne-a găsit. N-au trebuit așa să fie, dar au trebuit așa să fie, ca mărginile astea, tot e piatră acolo. Au trebuit luată piatra și e tătă, curat, să lăsăm, v-am spus că locuri, nete de locuri, drepte locuri așa să fie care... Să rămână urmașilor noștri loc de folos. Dar aici e gata, loc de folos nu mai, va mai fi. N-avem noi cei ce au fost înainte, tehnica și e, motorina și e, ca să lucreze, să fac tot. Nu mai face nimeni, că aici ca să stui tot, trebuie mult, mult tare. La noi era înainte că nu se știe și nici nimeni nu mai trimite pietrișul și ala ca să-l ducă la locul destinat, sau să fie întrebunțat. Unii acolo numai
șofierii să le pui ca o foaie de parcurs, că au făcut atâtea reisuri și atâta și atâta. Dar unii dușeu nu mi-a interesează pe nimeni. La fel de indiferenți erau și față de monumentele naturale din localitate. Stânca Țiglei are sute de ani. Se spune că aici, cândva, natura sculptase în piatră o față de om. De nu-ți venea să crezi ochilor că ar putea fi adevărat. Aceasta însă nu prezenta interes pe atunci. Mai importantă era activitatea carierei și piatra ce era scoasă de acolo. Să vă povestesc, în 59 până în 64, ia stânca asta care se vede, Țicleul, au fost o frumușață. Acum, nu pot să vorbesc la ce am ajuns noi la dânsul. El e distrus o bucată. Aici a fost natură, așa un om, exact om de piatră a fost. Din partea asta aici a fost. Și era frumos stânca asta, dar au distrus. O format piatră. O format teatră, aici au fost aduse, cum să spunem, drobilca cei care faci fărâmă teatră, și au fost aici care au format teatră și au făcut petriș. Și apoi, în 64, din 59 până în 64, în 64 au fost duse de aici. Cariera s-a dus în partea și ei. Au rămas și ea ca ce se mai vede, dar au fost mult mai frumos. Așa băștinașii și oamenii care mai în vârstă i-au dat denumire de Țicleu, că ei spuneau că seamănă ca un Țicleu, ca o piatră care e mare. Aia asta e nu numai la noi aici în satul Fetești, aia asta e mai mare, dar Țicleii mai sunt tot așa numesc din Corșăuțea, că satul vecin. Distrugerea omului de piatră a fost oprită de către sătenii care își aveau în apropiere casele. Aceștia erau nemulțumiți căci, în urma exploziilor, gospodăriile le erau distruse de pietre. Moș Gheorghe ne-a mărturisit că bolovanii de piatră ajungeau până în satele vecine. Este un lucru de a distruge stâncile astea prin explozii. Trebuie de gândit că acolo zboară o mulțime de pietre care se duc la cine știe și departare se duc. Eu știu că din ceilalte stâncă s-a dus tocmai în sat, acolo a zburat piatră și a zburat pe o casă la o familie tânără, a format acoperiment tocmai în casă. Erau să jucau niște copilași mititei acolo aproape, dar piatra nu le-a stricat la acolo. Așa cum, i-au speriat, dar nu i-au afectat. Pe lângă stânca Țigleului, în satul Fetești sunt o mulțime de locuri ce pot fi explorate, cum ar fi stânca Bunicii, aripa Dragostei, un loc extrem de frumos unde preferă să se odihnească atât sătenii, cât și locuitorii din satele învecinate. Peisaje de un pitoresc nemaipomenit poți admira și dacă cobori spre râulețul Draghiște. Îți trebuie câteva zile ca să le poți vedea pe toate. Noi nu am avut atât de mult timp la dispoziție, așa că am stat mai mult de vorbă cu oamenii locului să ne povestească ei de ce sunt mândri de satul lor. Moș Victor Ursan are 76 de ani, a muncit și a trăit mai bine de 20 de ani peste hotare, iar la bătrânețe s-a întors tot în Fetești. Pentru el, nicăieri nu este mai bine decât acasă. Se ocupă cu apicultura, din asta trăiește și spune că, datorită albinilor, la bătrânețe nu duce lipsă de nimic. O mamică bătrână am și gata. Soția a murit, copiii la Sankt Petersburg. Noi acolo am trăit 20 de ani și după ce a murit tăticul meu, am venit în coace. Am început, tăticul meu deci a dat și eu am rămas în locul lui. Da. Tăti, știbeile, instrumentele, tot a rămas de la dâns. Asta-i viața mea. Eu nu ne imaginez altă. Câtă miere aveți aici? Nu știu, este cam 36 de kg o caldare. Cam 200 și ceva. Iaca, punem rămele aici și uite. Și pe unde se scurge mierea pe aici?
Da, da, pe aici. La seara unde rămâne? Seara noi le descăpășim. Aha. Le descăpășim. Seara ia că vă arăt să iasă unii. Opa, aici. Ia că și rămâne. Asta e noi. Și ce faceți cu ea? Este bună și ea pentru ceva? Asta eu o să dau la toamnă sirop. Am să o tochez și am să o dau la sirop. Tot lor am să le dau. Iată, mulți tineri, ca și copiii dumneavoastră, pleacă peste hotarele țării. Dumneavoastră, ocupându-vă cu albinăritul, ce spuneți? Se merită? Se câștigă din asta? S-ar putea chiar și tine apuca de asta? Da. Și-i lucru ușor, și-i frumos, și-i curat, și... Da. Este. Un șlic este. Dacă e cam o... E cam 70 de lei kilă, dacă să luăm așa, la 200 de kg. Dacă vreți să procurați miere de la Moș Victor sau să vizitați Mica Elveție, aflați că din Chișinău până acolo sunt 220 de kilometri. Pentru a vedea însă acest colțișor de rai, drumul chiar merită străbătut. Și poate că satul ar fi mai plin de viață dacă tinerii nu ar părăsi Baștina în căutarea unui trai mai bun. În urmă, lăsându-și părinții cu lacrimi în ochi, visători așteaptă în fiecare zi ca odraslele lor să le mai pășească odată pragul.